Apa de ploaie de pe Terra este improprie consumului din cauza prezenței substanțelor chimice toxice peste nivelurile recomandate, potrivit unui studiu recent realizat de oameni de știință de la Universitatea din Stockholm. Conform Digi24, nu există niciun loc pe pământ unde apa de ploaie să fie sigură pentru băut, conform datelor pe care le-am utilizat, a declarat un profesor la Universitatea din Stockholm și autorul principal al studiului. Echipa sa a analizat date compilate din 2010 și a arătat că, chiar și în Antarctica sau pe platoul tibetan, nivelurile prezente în apa de ploaie sunt peste cele recomandate de Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii, cunoscute mai frecvent sub denumirea de substanțe chimice eterne, deoarece se dezintegrează extrem de lent, prezente inițial în ambalaje, șampoane și chiar în produse de machiaj, s-au răspândit în mediul înconjurător, inclusiv în apă și în aer. Odată ingerate, se acumulează în organism. Potrivit unor studii, expunerea poate avea efect asupra fertilității și dezvoltării fetusului. De asemenea, poate duce la riscuri crescute de obezitate sau anumite tipuri de cancer și la creșterea nivelului de colesterol. Am făcut planeta inospitalieră vieții umane, contaminând ireversibil, astfel încât nimic nu mai este curat, a mai spus el. Am depășit o limită planetară, a mai spus el, referindu-se la un model care permite evaluarea capacității Pământului de a absorbi impactul activității umane, relatează Digi24.ro.